Bine ați venit la Minecraft, viața la școală. M-am pus, sunt în momentul de față în continuare la magazin. Da, după cum știți, sunt în momentul de față în fața magazinului și băieții, hoții de câteva minute, hoții ăia, încă vorbesc cu vânzătoarea. Nu înțeleg ce vorbesc. Și Radu, am văzut și eu că s-a dus într-un moment dat la ei și acum... Na, strigă la ei ceva și am făcut rost de o poțiune de invizibilitate să nu mă vadă. Haideți să o bem. Bun, și haideți să ne strecurăm în fața lui Radu că nu ne poate vedea. Hai să vedem ce zice. Haideți băieți odată, cât durează să luați banii pe care i-a dat fratele meu vânzătoarei? What? Pentru ce îi trebuie lui Radu banii care i-am dat eu? Apropo, nici nu mă poate auzi. Dați toți banii pe care un punș pe nume Răzvan vi-a dat. What? De ce vă trebuie? Nu înțeleg. Stop! Mâine sus și să nu îndrăjnești să țip că te împușc. Opa, are și pistola, e nu-i bine vânzătoarea. Ok, ok, luați aici 7 diamante. Nu, cred, n-are cum să... Oameni buni. Tocmai ce a... Ia, să iau repede. What? I-a dat fix banii care... Aoleu, trebuie... I-a dat fix banii! I-a dat banii care i-am dat! Mamă, nu-i de bine. Ce se întâmplă cu fratele meu? Știi ceva? Cred că mai bine mă duc acasă, aștept să mi se ducă poțiunea de invizibilitate. Ok, guys, mi s-a dus poțiunea de invizibilitate și văd că în continuare Radu stau acolo și... vreau să văd ce se întâmplă. Cred că o să mai stau o oră și după aia plec. Unde-s băieții? Bă, am adormit și eu pentru câteva secunde și au dispărut. Unde sunt? Hai să o iau pe partea asta. Pe unde sunt? Stânga, dreapta, încolo. Ia stai așa. Miroase a fraier, miroase a ei. Hai să mă duc pe aici. Ok, bă, dar unde au dispărut, mamă? Am adormit și eu pentru 10 minute. Cred că am adormit. Și după aia m-am trezit și nu i-am mai văzut. Că au trecut 10 minute. Văd niște nume. Cine e acolo? Cine e acolo? Uite-l pe Radu, Grigore și Cosmin, fraierii lui. Mamă, sper să nu mă vadă. Bă, știi ceva, mă duc acasă, nu mai, prea, o zi prea lungă a fost, sper să nu mă vadă. Hai că nu cred că mă vede. What? Dar de ce au jefuit magazinul? Pentru ce le trebuie 7 diamante? Nu înțeleg. Săraca vânzătoare. Mă rog, hai că mă duc acasă, nu vreau să se trezească mama și să nu mă găsească pe mine. Măcar pe el să nu mă găsească pe mine. Eu care sunt pedepsit. Măcar să-l pedepsească, nu știu, pe Radu, da. What? Eu nu înțeleg de ce au făcut chestia asta. Și s-au dus la cafenea, doar nu... Și eu, din câte știu, Radu nu-i place cafea. Cred că se întâlnește cu cineva. Cred că mai bine las întâlnirea asta pentru altă seară. Și... plec de aici. Da. Ar trebui neapărat să plec din de aici, dar stai că nu mai găsesc casa. Cred că aia din față, aia, da. Mamă, cred că mama s-a trezit. Sau? Nu s-a trezit? Nu cred, cred că e în continuare la aia în cameră. Bă, încă e supărată pe mine, 100%. Da, e în camerele aia. Bă, știi ceva? Eu mă culc. Mă duc să mă culc. Oameni buni, noapte bună și așa adormise pentru 10 minute și după aia au plecat băieții. Bă, eu stau și mă întreb o chestie. Ce caută? Eu înțeleg pentru ce au furat 7 diamante. Doar că am văzut o chestie. Ei s-au dus la cafenea, dar... nu era nicio cafea, nu era nimic pe masă. Cred că așteaptă pe cineva. Dar cine să vină la ora 3 dimineața? Nu știu cât e, cred că 3 sau 4 dimineața. În 2 ore trebuie să ne trezim eu cu el. Ce n-ai bifa? Eu înțeleg de ce pleacă seara târziu. Și de ce a jefuit magazinul.
Ok. Bă, și ceva, oameni buni, cred că de, păi stai așa, deci da, stai, vânzătoarea l-a observat, măcar pe Radu nu avea mască. De stai așa, ăia doi hoți sunt Grigore și Cosmin. Ok, și ceva, cred că mai bine mă culc. Hai, noapte bună. Bună dimineața, oameni buni, cred că e ceasul 6 jumătate, m-am trezit foarte greu, pentru că știți că seara am fi la ora 3-4 dimineața. Și surpriză, fratele meu Radu este la el în cameră, mama cred că e jos. Da, mama e jos, hai să intru puțin pe la fratele meu în cameră. Salut băi frate, ce zici, cum ai dormit? Neața fraiere, bine, am dormit. Oh, bravo, bine că ai dormit bine. În continuare se comportă suspect. Ceva nu pot să zic suspect, dar nu înțeleg unde a fost seara trecută. De ce a făcut asta? Oh, bună dimineața, mamă! Ce zice? Cum ești? Văd că te-ai apucat pe găteală sau de ce stai în bucătărie și nu stai și tu pe canapea? Neața, fiule, să știi că încă sunt supărată pe tine, dar o să-mi treacă cât de curând dacă te pui cu burta pe carte. Mamă, m-aș pune, doar că sunt cam slab. Am o întrebare. Aseară am auzit în toată casa niște pași. Tu erai? Da, mamă, să zic așa. Păi, bă, mamă, uite-te la mine, mamă. Mamă, așa. Păi, aseară, să zic așa, mă durea în continuare burta, am adormit foarte greu, am fost în continuare la baie, am fost și să văd dacă dorm tu sau fratele meu. Da, nu știu. Bine, n-am fost la voi în cameră, am fost, am zis că sunteți jos, mă durea în continuu burta, am fost la baie de o grămadă de ori, nu știu ce am. Sperăm naibii. Cred că de la cartofii aia, dar nu, frate, nu cred că de la cartofi, nu știu. Că știi că în ziua de astăzi lumea adaugă chestii în alimente. Ok, fiule. Am crezut că suspectează ceva. Uite, ia aici 5 diamante să-ți cumperi ceva pentru că n-am timp să-ți fac pachet. Trebuie să plec de vreme la muncă. Ok, mamă, spor la muncă și mulțumesc pentru cele 5 diamante. Cred că o să le păstrez și pentru altă zi și o să mă duc să cumpăr o cola. Poate și, nu știu, ceva fursecuri. Ah, dar stai că am uitat. Noi în timpul pauzei avem voie. Astăzi, dacă nu mă înșel, avem română și am decât 2 ore. Dar nu știu ce e a doua oră. Dar profa de română știu că e foarte, foarte drăguță. Gen, cel puțin cu mine se poartă drăguț față de profesoara de matematică. Da, bă, hai să mă duc până la magazin. Stați așa. Trebuie să învăț să parchez. Parcare de Barosan. Nu mai zic nimica. Bun. Ia să o întreb de jaful de aseară pe vânzătoare. Nu mă știu ceva. Îmi văd de treaba mea ca un om ce sunt. Ia zi, în ce meți, de bu. Nu, mersi. Nu vreau să văd așa ceva. Ok, să vedem aici. De ce era? Cred că am lăsat eu data trecută. Sprite. Mai, ok, mai este pe stoc. Bun, hai să iau un Sprite. Bună ziua, doamnă. Vreau și să cumpăr acest Sprite. Cât mă costă? Salut, tine, totalul este de un diamant. Un diamant. Ok. Bun, un diamant. Bă, dar asta e. Eu am cumpărat 3 grămezi de cartofi. Înseamnă că o grămadă, un gram de, adică un 64 de bucăți de cartofi egal 2 diamante? What? Ok. Știi ceva? Cred că o să-l beau în pauză. Nu o să-l beau acum. Și haide să ies de aici ca un șmecher ce sunt. Mam, cred că trebuie să-mi cumpăr bicicletă. Nu prea le-am condus, mai ales că n-am nici permis. Am un permis de șmecher. Parcarea, unde e parcarea? Bă, și eu mi-a ieșit parcarea. Bă, măcar asta. Da, guys, hai să mergem acasă. Stați așa, o să merg.
Da, mă scuzați, venise cineva și nu știam cine. Hai să urcăm. What, fă, că Elif este în clasă. Nu spune că e și doamna profesoară. Nu spune că e și doamna profesoară. Te rog să nu fie și doamna profesoară. Ah, nu e. Ok. Bună dimineața, bună dimineața, colegi. Bună dimineața, Damiane. Neața, Răzvan, astăzi vom avea 2 ore de română doar. Ah, ok. Și în prima vom da un test. What? De ce nu mergi asta? De ce? Ah, de fapt, nu am nici telefon. Bă, de ce nu mi-ai... De fapt, bă, da, am telefon. De ce nu mi-ai dat mesaj aseară? De ce nu mi-ai dat mesaj că avem test? Din cartea ŞB. Ah, din cartea șmecherii blocurilor. Perfect. Păi stai, mă, noi suntem abia la... suntem abia la primul capitol. Capitolul parcă... Da, să vă zic de ce e vorba de un băiat pe nume Răzvan, tot așa ca mine, care s-a mutat într-un cartier, venise unul Heki cu marmata lui... Să-l bată, să... Nu mai știu exact. N-am citit toată cartea. Pe aia să așteptăm pe profa de română și... Na, să... O, stai așa, să ascund berea și... berea, Sprite-ul și diamantele și să... Na, să scriem testul, să plec acasă. Guys, a venit doamna profesoară și ne-a dat un test. Bună ziua, doamna profesoară, dar cu ce ocazie acest test? A? Te surpriză. Bun, copii, astăzi, după cum ați văzut pe grupul clasei, bă... Vom da un test, aveți 30 de minute. Bă, stai, bă. Asta explică de unde știa Damian că dăm test. Bă, am anunțat pe grupul clasei și eu nu m-am uitat. De fapt, n-am stat pe telefon, m-am culcat direct, că eram foarte supărat. Bă, sper să fie un test ușor despre ea. Test română SB, adică șmecherii blocurilor. Nume, Răzvan RTF. Dată. 25 iulie 25 a 7-a. Da, 7-a 2024. Bun. Cine este cel care l-a gonit pe Heki să nu-l bată pe Răzvan? A. Bă, greu. Bă, nu știu. Pinti, Pinti, Pinti. Pinti cu P mare. Cine i-a dat bani lui George să meargă înapoi la el în zonă? Heki? Cred că? Pa, nu mai știu. Nu, bă, nu, nu, Pinti, 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 ții minte că Pinti. Ceva, cred că Pinti, da. Cine l-a umilit pe George la el în zonă? E simplu, Răzvan. Exercițiu 42, ăsta cred că e ultim. Bun, cum o cheamă, mă scuzați, s-a auzit niște câini că se certau pe afară și am vrut să văd. Cum o chema pe fata care s-a mutat în casa roz? Liza? Cred că, nu mai știu. Ceva cu Luiza sau Liza, ții minte? Hai că pun Liza, să fiu sigur. Doamnă profesoară, am terminat testul. Uitați aici. Uitați-l aici, hai. Poftiți. Oameni buni, vreau să vă zic că profa de română a corectat testele și le-a dat. Ia să vedem. Ok. 10! Bine, mă! Let's go! Am spart gheața cu note proaste. What? De ce s-a schimbat puncte cu semnătura părintele? 4 din 4! A, un exercițiu... Bine, mă, băiatule! 10! Ia, doamnă profesoară, ce aveți de zis? Sunt chiar curios. Ok, copii, sunt mândră de voi. Note. George, 9. Bravo, George. Pinti, 6. Răzvan, 10. Damian, 8. Nașpa. Rare, 7. Claudia, 10. Alina, 10. Puteți să pleca cu o oră mai devreme acasă pentru notele astea. Let's go! Bine, mă, băiatule, mă! Pot să plec mai devreme acasă. Vă mulțumesc, doamnă profesoară. Yay, am la 10. Bă, dar ce nu-mi place mașina asta și... What? De ce e mutată? What? Oh, what? De ce am dat în ea? Nu știu. Bă, hai să mă duc acasă, mamă. Să mă duc cu o viteză de-abia aștept. De-abia aștept.
Mă, ce mă enervează mașina asta, cum ce în mod neregulamentar. Cred că ar trebui să o schimb cu o bicicletă în puii mei sau cu motor. Bă, da, chiar ar fi mișto să vin la școală cu motorul și să zic, ce faceți, băi, băi de bunilor, ce dragi aveți pe voi. Ar fi chiar fain. Ok. Un chest. Lasă-mă să ghicesc, de la mama. Nu, un mesaj de la Rafael. De la Radu, pardon, mă scuzați. Bă, eu am uitat că am sticla de... Bun. Frate, când ieși de la școală, ia banii ăștia și cumpără 7 mere, 30 de morcovi și un cuțit. Mă găsești la cafenea. What? Pentru ce-i trebuie lui Radu un cuțit și de ce-i trebuie atâta multă mâncare? Pleacă din... Ceva nu suna bine și... De ce a vorbit frumos cu mine, Radu? Cred că o să o întreb pe mama când vine de la muncă dacă știe ce se întâmplă cu Radu. Pentru că, nu știu, mie mi se pare că în ultimul timp, de când, de fapt, și ia stai așa, de unde are 20 de diamante? Asta e, cred că a furat cu derbedei ăia lui. Dar de ce s-a apucat de furat? Iar am parcat azi. Bă, zici că am parcare, da, handicapat. Cred că mai bine mă și prefac. Poate-mi dă ăștia bani pe gratis. Îmi dă pe gratis lucru. Mai bun, am luat produsele aici. 7 mor. Bă, dar nu trebuia invers? Stai așa. Ba da, mă. Bă, da, prost sunt. Bă, da, prost sunt. Ce aici? iPhone XX. Mamă, uite telefoane, bă. Ar fi mișto să-mi iau și eu, poate un Samsung S9 Plus sau Note 9, nu știu. Ar fi mișto să-mi iau telefon, dar cred că costă peste 64 de diamante, ai de capul meu. Bun, gata, am inversat. Bun. Bună ziua, hai să trăiesc, trăiesc, familia să vă trăiască. Uitați aici, am chestiile astea, nebunelile astea, cât costă? Salut, în total este de 18 diamante. Doamnă, cât? Dar ce face lucrurile astea? Te ajută să te curezi pe dinți după ce termini și cuțitul? Și cuțitul te ajută să nu stai picioarele? Sau ce-ți face de 18 dolari? Dar ce vrei să faci cu cuțitul? Nu e treaba dumneavoastră. Bun. Să trag și eu două diamante pe dreapta. Nu, mă, nu, hai că sunt... Bă, el a vorbit frumos cu mine, eu îi dau banii înapoi. Eu vreau să trag și eu două diamante pe dreapta. Da, nu e vorba de am 4 diamante, gen, și pot să le păsesc. Dar chiar, bă, nu mi-am băut sucul. Da, e și cald, bă, gamea și picioarele. Da. Da. Bă, ce are mă mașina asta de când au în ea se lovește? Bă, și a zis că la cafenea. Cred că acolo unde le-am văzut în seara aia cu... cu Grigore și cu Cosmin. Aici. Da, mă uiți pe Radu. Salut, frate, uite, ți-am adus aici produsele. Cuțitul, 30 de morcovi, 7 mere și 2 diamante. Poftim. Dar de curiozitate, ce vrei să faci cu cuțitul? Mulțumesc, frate. Stați așa, n-am înțeles eu bine sau când dau o palmă. Poate visez. Nu visez. Că doare. Mi-a zis mie mulțumesc? Radu, că vă... Doamne, bă, Radu, ce ai mâncat... Ai mâncat coada de la oi? Ce n-ai bine? Ai băut apa de la câini? Ți-a pus... Bă, dar stai tu, de ce stai aici? Latte, espresso, cappuccino. Tu, în primul rând, tu nu bei cafea și... De ce stai aici? Gen, nu-i nimeni. Vânzătoarea cred că e dracu la o țigară cu cineva, doamne, nu fumați copii, asta am zis cred că și episodul trecut și episodul ăsta. Hai, du-te acasă și odihnește, mama o să fie fericită că ai luat 10. What? În primul rând, de ce se comportă așa de frumos Rafael, Radu, pardon, mă scuzați, îl confund cu altceva. Al doilea rând, de unde știi tu că am luat 10? Ok, la revedere, Rafael. Și ia și biletul. Bă, am făcut acolo cruce. What?
De unde știe Rafael că am luat 10? Deci chiar nu înțeleg. Da, astea au pe partea asta. Ah! Să mă ia că conduc cu spatele. Uite, știu, în timpul ăsta în care, nu știu, aveam, putea să mă joc și eu pe calculator, am stat, dar uite un cinema aici, cred că ar trebui să mă duc cândva. Dar întrebarea mea este una, gen, Rafael de ce nu vine acasă? Și, gen, nu, ceva e suspect la mijloc. Trebuie să caut în... să încerc să caut prin obiecte, dar nu, e urât. Dar ascunde ceva. Uite, bă, am parcat bine de data asta. Trebuie să vorbesc cu mama. Ok, chestul ăsta cred că o să se ia, o să se dispară de aici. Dar mama nu o văd, pur și simplu. Chestul ăsta văd că încă e. Ce aici? Ok. Cred că trebuie să mă duc să încep să caut la Rafael prin lucru. Nu, că așa ceva nu se poate. Trebuie neapărat să caut pe la el prin lucruri. Nu se poate. Bă, dar eu înțeleg băiatul ăsta. Ce? Eu nu mai înțeleg. Ok. Oh! Plan de la Rad. What? Ce? Nu, de stai așa, lasă-mă să ghicesc. Cred că o să zic că în planul ăsta, nu știu, că cineva știe de secretul lui și trebuie să-l omoare, să-l răpească sau... Trebuie să fac cât mai repede rost de $1000? Asta înseamnă în diamante? Cât înseamnă diamante? Stați așa, $1000? 300 de diamante? What? Pentru ce trebuie lui Radu 300 de diamante? Pentru profa de matematică, să scap din șantajul ei. Ia stai așa, stați așa, dacă am înțeles bine. Deci eu mă așteptam să găsesc în planul ăsta că scrie că Radu e criminal, că răpește, nu știu, oameni și după aia merge la bănci și fură banca să-i vindă piața aia sau nu știu ce. Și că încolo eu aflu că profa de matematică îl șantajează. Stai așa, de ce? Măi, eu știu, eu știu că profa de matematică e mai nesimțită de fel, dar ce treabă are cu fratele meu? Nici măcar vin clasă la aia. Nu, ceva nu se leagă în capul meu, pur și simplu nu se leagă. Cam asta a fost și cu al doilea episod din Minecraft, viața la școală. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Am văzut că primul episod a fost cât de cât echilibrat cu episodul în care am explicat de ce m-am lăsat. Și nu știu, nu prea mi se pare normal, așa că mai apăsați butonul de like sau dacă nu-l găsiți, haideți să vă arăt eu unde este. Dar cred că toată lumea știe. Dar nu cred că trebuie să mă arăt. Am vrut să fac și eu glumă. Bun, gata, vreau să vă zic că acum nu știu când o să apară din nou episodul 3 din viața la școală, dar știm că toată lumea, toții, că data viitoare continuă seria Minecraft viața la școală și o să apară episodul 3. A, și vreau să vă mai zic încă o chestie. După primul sezon din Minecraft viața la școală, voi adăuga o serie care nu are legătură cu viața lui Răzvan și o să se numească altcumva personajul. O să, de fapt, mă gândesc să îl las tot Răzvan, doar că nu o să aibă legătură cu seriile astea care vreau să le fac în viitor sau cu seria viața la școală și o să se numească Scream. Da, oameni buni, criminalul din, din filmul Scream. O să apară și pe Minecraft, am văzut asta la mai mulți youtuberi, Mariusian cu X, Andy, mai mulți youtuberi populari și vreau și să fac chestiile astea pentru că îmi place ideea lor și parcă ar fi mișto să fac și eu, doar că eu o să fac pe modul meu. Și am văzut așa și la niște youtuberi mici care încearcă să crească prin abonați prin videoclipurile astea. Da, sper că v-a plăcut, apropo. N-am apucat să vă prezint logo-ul canalului, uitați-vă la mine pe canal, mi-a făcut și banner nou, de fapt v-am prezentat pe comunitate, doar că nu prea se uită lumea pe acolo. Da, vă mulțumesc, sper să am un suport foarte mare la acest episod și da, vă promit eu că o să încerc să postez cât de repede se poate viața la școală, episodul 3, care știți că acum am adăugat...
Gen, ceva nou. Am adăugat un nou titlu pentru seriile astea, Viața la școală, șmechi, bro, așa. O să fie, gen, cum se numește episodul, după o să fie o linie trasă și după aia acolo să scrie ce episod e și ce sezon, din ce serie. Da, sper că v-a plăcut episodul. Aoleu, iară plouă, de nu am apăsat la ploaie aici, m-am săturat în episodele astea două. Sper că v-a plăcut episodul. Ce credeți, voi ce credeți, de ce șantajează profa de matematică pe fratele meu Radu? Credeți că i-a făcut ceva? Sau ce credeți că s-a întâmplat? Scrieți în comentarii. Eu am fost răzvan și acum vreau să mă duc, sper că m-am trezit la 7 și de atunci n-am mâncat nimic, am vrut să mănânc. Pa!